Suntem în atelierul maestrului Grigore Muntean, care, iată, în 10 de ani a realizat peste 5.000 de lucrări. Maestre, cum a început povestea lui Grigore Muntean, ceramistul, pictorul și graficianul? Ca toți copiii, eram elev la școala numărul 2 și profesor de desen. Era unul, Ganea Romol, care a fost coleg de școală cu maica mea. Și maica mea îi zice lui Romol, vezi un pic de copilul ăsta să învețe carte. Și el mi-a făcut o expoziție la Casa de Cultură a municipiului în vacanța dintre clasa 6-a și 7-a. Asta în ce an se întâmplă? E cam greu. E cam greu. 50. Nu știu. Și după expoziție? Ce urmă? După expoziție am început să mă creadă unui mare pictor și m-a dat ucenic la unul dintre pictorii din Sibiu. Profesorul Dumbrăveanu Dumitru, care îl are pe Petre Ovidiu Dumbrăveanu și el pe Brăduț. Acești dumbrăveani au avut o expoziție la Muzeul Municipal Mediaș acum 2 ani. Da, dumbrăvenii se trag tot din Mediaș, după da, câte știu. Da, în Mediaș s-a născut Petre și eram buni prieteni. Care au mai fost ceilalți profesori? Vlad Florescu, Florea Simion, la Sibiu. La Cluj a fost Popa, la pictură. La grafic a fost Răzvan, seamănă cu Ungureanu. Răzvan Ungureanu, profesor de grafică. Și care credeți că dintre ei v-au transmis cele mai multe? La București am făcut 2 ani de design. Atunci s-o băgat la institut primul an design. Și 2 ani de arhitectură interioară. Dar acolo n-am făcut pictură. Pictură am făcut multă la Sibiu și la Cluj. Și care credeți că v-a transmis mai multe secrete din arta picturii? Cei trei de care am vorbit, plus Ciupe, decanul. În timpul liceului am cerut decanului Ciupe, care a fost pe la Barbizon și la o studiat. Ăștia patru au fost cei care m-au influențat mai mult. Vlad Florescu a fost la Bruckenthal specialistul în artă modernă. El a fost cel care mi-a băgat în cap că trebuie să fac pictură. Și mergeam cu lucrări la el, îmi cerea în fiecare zi să merg la el la muzeu să iau ce am făcut în ziua respectivă. Și ați trecut prin diferite perioade. Mă refer la pictură, la ceramică și grafică. Cum s-a desfășurat această trecere? Ceramica, la Sighișoara au venit marii noștri ceramiști, profi universitari, cum a fost Badea Costel, Ciumpi Rădulescu, Accente. Și la un simpozion acolo m-a invitat și pe mine. Și am făcut ce se vede încă pe aici, din ce a rămas. Lucrări de ceramică am făcut cam 110.
la Sighișoara, prietenul meu, Cioncă, 3 luni mai în vârstă decât mine, și aici avea cerc de pictură prin Școala Populară de Artă din Sibiu. Și de la el încă am ciupit din stilurile, de fapt, de sculpturale. De la cine am învățat multă tehnică, de la domnul Rusu, care a avut terapota. Și, sincer să fiu, dacă acum aș avea unde să ard piesele, aș face și acum lucrări sculpturale de dimensiuni mici, dar care să spună același lucru ca și un, de exemplu, cum e Fântâna Arteziană de la Automeca. Și din punct de vedere al graficii? Grafica, de fiecare dată când m-am săturat să mai fac câte o pictură de asta abstractă, mă apuc și mai și cu creionul sau cu tușul. Grafică n-am făcut cu cineva anume decât la Sibiu, așa, în trecere mai mult. Dar și în pictură ați trecut prin mai multe etape. Care v-a fost cea mai aproape de inimă, mai dragă? Ce lucrări aveți mai mult în impresionism? Eu am început cu Cézanne, deci cu impresionismul. Și am trecut prin toate etapele până la abstract, constructivist abstract, simbolist abstract. Într-un fel, țin mai mult la pictura abstractă, deși nu e agreată de foarte multă lume. De ce? Pentru că la o pictură abstractă e metafizică, de fapt. Și îmi pune capul la contribuție că de pictat după ceva, un portret, dacă îl făceam nu prin copiere, după o poză sau așa, dacă îmi stătea cel care vrea portretul, să îmi stea model. Pentru un portret, dacă nu e compozițional, cam 3-4 ore trebuie terminat. Pentru portret compozițional, deci un tot corpul omului, lucram cam 8 ore. Și toate curentele mi-au plăcut până la abstract. Nu pot să zic că în momentul când eram să încep o lucrare, întotdeauna aveam grijă să, indiferent că era abstract sau impresionist sau post-impresionist sau alte curente, le-am tratat pe toate la fel. Am fost întrebat de culoare, ce culoare îmi place cel mai mult. Întrebarea asta mi s-a pus de mai multe ori. Toate culorile pentru mine sunt la fel, că nu pot lucra fără ele. Și cred că culoarea o are tot omul. Numai că unii își exploatează problema și alții nu. Diferența e de acolo numai. Referitor la expoziții, ce ne puteți spune? Cam unde ați expus mai mult? În țară, în străinătate? În țară. În țară am fost la expoziții colective mai mult decât scrie în catalogul ăsta. La cele mai plăcute momente pentru mine au fost
când se făcea expoziții la sala de ales, unde te confruntai cu spuma artiștilor din România. Da? O să zic că am avut satisfacții și la expozițiile din străinătate. Sopron, dau câteva. Sopron în Ungaria, Mannheim, Germania, Paris, știm care am mai avut în Anglia, la colectivă participare și am făcut o tabelă de creație la Mediaș cu 10 englezi și 10 pictori din Mediaș. În Statele Unite ale Americii? În Statele Unite ale Americii am avut 3. La Coral Springs, la Miami, de fapt nu era Miami, că era o suburbie a Miami, unde se expuneau lucrări numai din America de Sud, în câteva din galerii, și coloristică africană. Am mers cu catalogul pe care vi l-am arătat la 36 de galerii în Miami și n-am fost plăcut, impresionat de ce am văzut. Nu mi-a plăcut deloc situația ce am văzut-o. De altfel, nici n-am mai mers în Miami. O singură dată am fost. Și cu ajutorul unei nepoate de-a mea, care cunoștea toate galeriile, m-a dus și le-am văzut. Erau diferiți tipii care aveau galeriile de artă. Unii se ocupau de înălbit bani, alții droguri, evrei și homosexuali. Revenind la activitatea dumneavoastră, de câțiva ani buni împărtășiți pictura pentru cei care fac parte din Art Group. De câți ani lucrați cu copiii din Mediaș care... Art Group-ul l-am înființat în 2003, dar atunci mai mergeam încă la Casa Armatei, acolo aveam atelierul. Și atelierul de aici, din 2006. Cam câți copii au trecut prin acest atelier? Nu știu sigur. N-am contabilizat. Am început cu aproximativ 25-30. Dar maximum a fost acum 2 ani cu 71. Anul trecut a fost 60 și anul ăsta 42. Și în fiecare an faceți câte o expoziție colectivă cu da, la sfârșit de curs? În luna iunie fac o expoziție colectivă a Art Group-ului. Momentan la ce lucrați? La ce se vede în spate? La pictura care pe șevalet? Nu, asta e, da. E un peisaj citadin din Mediaș. Stilul Baba, Corneliu Baba. Dar ce lucrez acum mai mult e stilul simbolist abstract. Preconizați acum în 2012 o nouă expoziție? Da, probabil sfârșitul lunii ăsta, începutul lunii viitoare, voi face o colectivă cu cei din Art Group, cei care să zic într-un fel, aproape de profesionalism.
Adică chiar și sunt câțiva din ei care n-au titlu de profesional, de profesionist, dar lucrările lor sunt profesioniste. Și dumneavoastră o personală pe când? Personal am una acum la primărie și una la biblioteca municipală. Cea de la primărie de 6 luni și cea de la biblioteca municipală de 2 ani jumate.